Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Dragi prieteni, îmi face o bucurie deosebită astăzi pentru că am alături de mine invitat un viitor antreprenor. L-am invitat pe Bogdan Acev. Este fiul prietenului meu drag, Gigi Nacev, și l-am invitat astăzi aici pentru a discuta puțin despre tânăra generație, despre antreprenoriat. Bună ziua, mă numesc Bogdan Acev, după cum a spus și Călin, să-l cunoașteți mai bine pe tatăl meu decât pe mine. În primul rând vreau să-i mulțumesc lui Călin pentru această ocazie de a participa și eu la o emisiune unde a participat și tatăl meu în trecut. Auzi, Bogdan, se vede că ai câștigat un concurs de public speaking acum ceva vreme. Nici nu te întreb nimic și deja și încerc. Fii atent, prima întrebare e următoarea. Ce crezi tu că înseamnă antreprenoriatul? Ce înseamnă pentru tine să fii antreprenor? Păi, o să încep cu, în primul rând, un fel de definiție. După mine, adică nu e chiar o definiție, este părerea mea personală. De mic aș începe povestind. De mic am visat să fiu antreprenor. Niciodată n-am prea fost de acord cu ideea că o să fiu angajat. Niciodată n-am putut să-mi imaginez că voi fi angajat. Mai ales având un om ca Gigi în familie, de mic, văzând cu ce se ocupă, cu ce... Deci, până la urmă, să înțeleg că el a fost cel care te-a inspirat... Într-un fel, da, și văzând că cunoaște atât de multe lume și se înțelege bine cu multe lume, știu cât efort depune pentru că văd la ce ore ajunge seara acasă, mă gândesc și eu că e greu, dar mă gândesc că și rezultatele sunt la fel de grele. Ok, dacă ar fi să te gândești la ce înseamnă antreprenoriat într-o propoziție, ce înseamnă pentru tine antreprenoriat? Păi, pentru mine personal, dacă l-aș descrie cu un cuvânt, ar fi fericire. Și vreau să spun și de ce, pentru că tot timpul, după cum spune și tatăl meu și mari antreprenori, e mult mai ok, tu îți faci programul, dar este și o parte de risc, deoarece trebuie să ai o balanță între să nu cazi în groapa vacanței, adică să nu faci prea multe vacanțe. Dacă n-ai nevoie să pleci la servici, pleci, nu te conduce nimeni. Dar și aici iară e o chestie, să nu cazi iară să îi conduci tu rău pe ceilalți. Știu că tatăl tău are o vorbă care spune așa: clientul nostru, stăpânul nostru. Ce crezi despre asta? E adevărat, pentru că aici sunt și dezavantajele, adică nu sunt neapărat dezavantajele antreprenorului. Din păcate, în România putem observa că dacă ții într-un client, tu în mine aia zici: naiba, a mai venit și ăsta, nu vede că peste 2 minute se închide. Mulți angajați români cu jumătate de oră înainte se pregătesc să plece. Dar dacă ești antreprenor adevărat, dacă încă ești în firmă și ține un client și după ora închiderei, rămâi cu el, pentru că niciodată nu știi, poate să fie un client de milioane de euro, poate să fie clientul care îți ridică firma 100%, niciodată nu știi. Și aici cred că este diferența ai majoră. O chestie interesantă legată de angajați. Că unii angajați, într-adevăr, deja cu o jumătate de oră înainte de a se termina programul, se pregătesc să plece și dacă intră cu 2 minute înainte de a închide acel client, s-ar putea să nu-l trateze așa cum ar trebui el tratat. Dacă ai fi acum, nu știu, ai coordona o echipă de oameni și ai și astfel de oameni și ai vrea să îi inspiri să nu mai facă lucrul ăsta, ci dimpotrivă să se concentreze pe client, ce le zice? Le spune în primul rând: stai jumătate de oră, stai o oră, stai cât vrea clientul. Dacă chiar e nevoie, te las mâine, poi mâine, când ai nevoie să pleci, cu o oră mai repede. În primul rând, aș lăsa și înainte să facă acest lucru, le-aș da un program cât de cât flexibil, adică dacă are nevoie să-și ia copilul de la școală și avem posibilitatea sau ceva, l-aș lăsa desigur și aștept un răspuns cu aceeași monedă. Încercat să un echilibru. Balansez. Și tot timpul aș merge pe ideea asta, că niciodată nu știi ce client e. Poate dacă faci o vânzare mare, primești și tu partea ta, niciodată nu se știe. Și știu că unul din mentorii tăi importanți este tatăl tău. Pe lângă asta, știu că îți place să citești foarte, foarte mult și te documentezi, te uiți la videouri pe YouTube și așa mai departe, legate și de partea asta antreprenorială. Care ți se pare cel mai interesant lucru pe care ar trebui să-l învețe un antreprenor atunci când e la început de drum? Poate colegii tăi care vor să devină antreprenori. Ce ar trebui să știe? Ce ar trebui să învețe?
Păi, în primul rând, ar trebui să învețe cum să-și deschidă firma, în primul rând, chestiile legale, chestiile cum îți pui firma și apoi, desigur, cum să conduci firma. Sunt atâtea cărți, are și tatăl meu o carte, acum nu vreau să fac reclamă sau ceva, sunt atâtea cărți, spune Robert Kiyosaki, Donald Trump, foarte mulți oameni mari de afaceri care au făcut acest lucru și pot, în primul rând, să întrebe antreprenorii, nu ca și Donald Trump, antreprenorii care au ei legătură, gen tata, are mulți prieteni care l-au întrebat despre acest lucru, îi întreb ce cărți îmi recomanzi, ce îmi recomanzi tu, apelezi la prieteni care deja sunt antreprenori și mare cum să-și managerieze afacerea, angajații, cum să-i instruiască, dacă pot spune așa. Deci lucrurile care țin de bază, care țin de business. Exact. Bogdan, vreau să-ți mulțumesc tare, tare mult pentru că ai împărtășit cu noi câteva lucruri din partea antreprenorială și dacă ar fi să ne lași cu un gând, un gând de final. Un gând de final este că niciodată nu este prea devreme să te gândești că vrei să devii antreprenor, dar la fel niciodată nu este prea târziu și oricine, dacă se dedică, poate deveni antreprenor. Super, mulțumim mult! Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.